Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Ca și în alte dăți, astăzi emisiunea va aparține în totalitate. În stânga ecranului aveți afișate două numere de telefon, aceleași de 3 luni de zile. Vă stau la dispoziție timp de 90 de minute pentru a suna și a discuta liber, necenzurat, despre una dintre cele mai importante probleme ale momentului în România. Doar naivii cred că este un subiect așa de cancan și nu. Este un subiect extrem de important pentru că se referă la viața noastră, 20 de milioane, câți mai suntem pe aici, pe acasă, 18-19 milioane, viața noastră de zi cu zi. În spitale, în școli, pensionarii, în piață, la masă, acasă, lapte, ouă, ce ne dă găina nouă. De ce? Pentru că vorbim de guvernarea României. I se vrea capul, întradins, lui Grindeanu, un premier PSD-ist, căruia PSD-ul îi dorește nici mai mult, nici mai puțin demisia. Grindeanu nu vrea să-și dea demisia și vă întreb... Și vreau să discutăm. Considerați că voi, cei care sunteți pro-PSD, PSD-iștii, sau cei care sunteți anti-PSD, cei de dreapta, cei care n-ați ieșit la vot până acum, voi toți românii, sunteți reprezentați de ce fac ăștia la conducerea țării? Adică să pui un guvern, să spui că are rezultate excepționale, că așa spune Dragnea, așa spune și, bă, la cum îl cheamă, Tăriceanu. Dom'le, rezultate fabuloase, creștere economică de mai pomentă, mărim salariile, mărim pensiile, mărim bursele, mărim alocațiile, mărim România, mărim Marea Neagră, mărim tot. Și hai să-l dăm jos pe ăsta de la guvernare. Întrebare. De ce? Și a doua problemă. Păi și ăsta e tot un PSD-ist ca și ei. Că nu l-a dat din spuma mării ca pe zeiță. Nu. Este un PSD-ist de la Timișoara, crescut într-o familie selectă numită familia PSD Ilie Sârbu, adică PSD Ilie Sârbu, Victor Ponta, Sârbu fiind socrul lui Ponta, și de acolo vine domnul Grindeanu. Cu mari aplauze atunci când i-a luat locul lui Șaideh la șefia guvernului la Palatul Victoria. Repet, am deschis de la bun început liniile telefonice pentru că părerea dumneavoastră contează mai mult decât părerea mea, a jurnaliștilor și chiar a politicienilor. Pentru că voi, prin votul vostru, faceți politicieni sau ucideți, metaforic vorbind, politicieni. Voi faceți ziariști și, metaforic, cu telecomanda, zang, apăsați pe buton și ucideți. Metaforic, bineînțeles, ziariști, emisiuni și televiziuni, chiar. Fapt pentru care B1 înțelege și bine face să fie singura televiziune care lasă fereastra larg deschisă, lasă ușile deschise ca să intrați dumneavoastră pe calea undelor să discutăm. Avem deja telefoanele, sună, e bine, la Brașov o să mergem prima oară. Înainte de a merge la Brașov, vreau să vă spun așa, în pole position, deși pole position ar trebui să fie un singur personaj, o singură mașină de Formula 1, un singur pilot, sunt trei doamne și toți trei. Trei doamne Carmen, trei doamne, doamne Lia și trei doamne, cum o cheamă, Gabriela, firea Dan și Vasilescu. De ce spun asta? Pentru că... Eu, cunoscând-o pe Gabriela Vrânceanu, firea de pe vremea când o chema doar Gabriela Vrânceanu, acum 26 de ani fix, era un reporter la început de carieră la Radio Contact, un radio patronat pentru cei care nu știu, la vremea aia de Taman Călin Popescu Anton Tăriceanu, da? Deci eu, știind-o pe firea bine, bine, bine și știind că ea nu vorbește decât foarte rar prostii, nu știu dacă am auzit-o în ultimii ani, nici în Senat, nici la primărie, când a spus că vreau și îmi doresc o femeie premier, cam știa ce vorbește. Hai să discutăm, fără niciun fel de cenzură, părerea românilor despre guvernarea lor, despre premierul lor, despre de capul pe care îl vrea Liviu Dragnea în cârdășie cu Gabriela Firea. Bună seara la Brașov, sunteți în direct. De fapt, bună ziua la Brașov, sunteți în direct. Bună ziua, domnul Barbu. Bună. Și vă mulțumesc dumneavoastră și lui B1 că ne dați posibilitatea să ne spunem gândurile. Nu ne facem decât datoria. Foarte frumos. Nu mă reprezintă PSD-ul și nici clasa politică care de 20 de ani, de 27 de ani, vin pe toate canalele și sticlele și ne spune că e țara săracă numai pentru noi, pentru ei nu. Nu se poate să umfli salariile când economia nu permite așa ceva. În privat, salariile sunt enorm de mici. Privații nu-și permite să-și declare salarii mari, pentru că plata către stat este atât de mare încât ei nu mai au din ce să trăiască. Și atunci dacă ei nu-și permite să-și declare salarii mari, tu de unde poți să dai salarii mari la ceilalți? Dumitre, spune-mi și mie, după părerea ta, de ce îi vrea Dragnea capului Grindeanu, de vreme ce se anunță că această guvernare a fost una de succes până acum? Domnul Barbu,
Asta n-aș putea să știu de ce. Cred că nu răspunde la ordinele lui, în primul rând. Deci asta e sigur. Deci probabil că îi cere ceva ce Grindeanu nu poate să facă. Grindeanu cred că este mai echilibrat și mai conștient că nu poate. Probabil că și miniștrii îi spune, dom'le, asta nu se poate, iar domnul Dragnea vrea neapărat să ne bage în mocilă, cum de fiecare dată ne-a băgat pe Până să luăm următorul telefon, o ultimă întrebare, Dumitre la Brașov. Sunt voci, nu puține, care spun că, de fapt, ținta și miezul acestei săptămâni a cuțitelor lungi îl reprezintă Tudorel Toader, ministrul justiției, și celebra ordonanță 13, adică, de fapt, dezincriminarea sau lipsa pragului, nu dezincriminarea, în cazul abuzului în serviciu. Crezi că miza este ministrul justiției sau pur și simplu Grindeanu trebuie înlocuit cu o slugă perfectă a lui Dragnea? Cu siguranță că ministrul justiției nu este pe placul lui și vă spun că era un om care am avut întrebări dacă va fi sau nu va fi bun. Credeți-mă că acum mi-am schimbat părerea și am o părere foarte bună despre acest ministru al justiției, care a fost echilibrat și n-a răspuns la ordinele lui, ci a făcut ceea ce trebuia să facă. Și cred că este un ghimpe în spatele lui domnul Dragnea. Dar prag nu trebuie să existe, domnul Barbu, pentru că cel cu un ou face pușcărie, iar hoții să le dea prag. Nu! La hoție nu există prag. Ureși, ai curat un ou, și cu un ou, și cu un bău ești hoț. În principiu ai dreptate până... Nu știu dacă... cum e cu cealaltă linie telefonică, e ok? Am înțeles. Vreau să... Alo? Da. Imediat, Dumitre. Stai un pic. Vreau să fac o precizare pentru cei de acasă. Ca să-l dai jos pe Grindeanu sunt doar două variante mari și late. Ca să plece Grindeanu și să vină Carmen Dan, să vină Gabriela Firea sau să vină Lia Olguța Vasilescu. Ori Grindeanu se duce la... președinte și își depune demisia, că de acolo a primit mandatul, ceea ce am înțeles că nu va face, sau a doua variantă este ca propria putere, propriul spectru parlamentar de putere, adică PSD-ALDE, adică Dragnea plus Tăriceanu, să-l dea jos. Prin moțiune, nu poate fi dat jos decât prin moțiune de cenzură. Nu ar fi decât un alt moment istoric în România ultimilor 27 de ani, ca alianța care a pus un guvern să-și dea propriul guvern jos prin moțiune de cenzură. Moțiunea de cenzură, pentru cei care nu știu, înseamnă cel mai violent act de atac împotriva unei guvernări din partea parlamentarilor și nu s-a întâmplat niciodată ca o putere să-și dea jos propriul guvern. Asta în cazul în care, și vă provoc și aici la un dialog pe cei de acasă, asta în cazul în care nu sunt blat Dragnea cu Grindeanu ca să remanieze niște miniștri, pentru că e posibil și asta. La București, Costică, ești în direct, ascult. Bună ziua, domnul Barbu. Bună ziua. Ce vreau să vă zic? Nu cred că miza este schimbarea lui domnul Grindeanu. Miza este să pice legea salarizării, domnul. Poftim? Să pice legea salarizării. Foarte tare. Adică la asta nu cum adică? La asta nu m-am gândit. Cum adică? Păi ne mai există în guvern, nou guvern care a dat la putere, o să zică, nu ne asumă legea salarizării, o am pentru la anul. Și asta e foarte interesantă teoria. Legea salarizării e ținta, după părerea ta, exact. Dar Grindeanu e blat cu ei, adică știe și el și se lasă sacrificat sau nu? Nu, e victimă colaterală. Poftim? Victimă colaterală. Grindeanu e victimă colaterală. Dintre doamnele pe care acum le vezi pe ecran, care nu crezi tu? La televizor. Poftim? Nu mă duc la televizor, de față. Nu înțeleg ce spui. Da. Care dintre cele trei fete sunt, după părerea ta, care este cea mai... A, nu te uiți la televizor. Pe ecran le avem pe Lia Olguța Vasilescu, Gabriela Firea și doamna Carmen Dan, ministru de interne. Care crezi că îi va lua locul lui Grindeanu, după părerea ta? Care din ele va fi un dezastru pentru România? De ce? Păi mergem din rău mai rău, domnul. Ești negativist. Eu cred că România merge foarte bine, pentru că dacă nu mergea bine, nu puteam mări pensiile, salariile, nu putea să apară această... Stați un pic, că la vorbă, la fapte, e diferență mare. Am înțeles. Deci nu credeți că sunt serioși când spun că măresc salariile? Nu. Eu sunt convins 100% că legea salarizării nu va intra în vigoare în ianuarie 2017. Se va prelungi până în 2019 la alegerile prezidențiale. Foarte tare. Foarte tare. Bine, mergem mai departe. Bună seara. Sunteți în direct.
N-avem. S-a blocat, sună atâta lume încât s-a blocat. Haideți să vedem până se deblochează linia telefonică ce a spus Gabriela Brânceanu Firea despre situația asta cu Grindeanu. Iată. Gabriela Brânceanu Firea zice așa. În modalitatea în care știu să se organizeze și în pragmatismul acestora, o femeie, deci avem foarte mulți colegi capabili, profesioniști, onești, care pot să ocupe funcția de prim-ministru. Eu mi-aș dori să fie tot o doamnă, zice Gabriela Brânceanu Firea, să fie prim-ministru. Am mare încredere în capacitatea de muncă a femeilor și în loialitatea lor. Așa, imediat. În modalitatea în care știu, la femei se referă, să se organizeze și în pragmatismul acestora. O femeie din actualul guvern sau din parlamentarii noștri. Mi-aș dori, sunt sigură că am colaborat foarte bine. Deci, repet, când Gabriela Brânceanu Firea face o astfel de declarație că și-ar dori să aibă în capul guvernului o femeie, ori este vorba despre ea, ori este vorba despre una dintre cele două, pentru că, repet, alte femei de calibru acesta nu sunt, iar Sevil Shaideh, care ar putea fi o variantă de prim-ministru, s-ar lovi de refuzul clar al președintelui Iohannis, pe care refuz l-a mai avut odată în față, doamna Shaideh, atunci când a fost propusă ca prim-ministru. Vă spun, oameni buni, pare a fi un subiect mic, dar nu este deloc așa. Guvernarea unei țări, și nu orice fel de țară, o țară cu probleme la capitolul geopolitic, o țară cu litigii mari la frontieră, o țară cu relații atât de complicate acum cu Uniunea Europeană și atât de complicate cu Statele Unite, mai ales după vizitele lui Iohannis la Washington, care s-a consumat, și la Berlin, care se va consuma. În țara asta, guvernarea poate duce, cum spunea Grindeanu, la instabilitate. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara. Bună seara. Să trăiți. Vă ascult. Domnule, eu nu cred ce se întâmplă în țara asta. Nu credeți ce se întâmplă în țara asta? Nu. Pentru că toți mint. Poftim? Toți minte. Toți asta minte. Asta a fost numai ca să punem la pe putere. Bine, mersi mult de tot. Nivelul telefoanelor la B1 trebuie să atingă măcar așa ca la săritura la înălțime. Măcar să fie un pic peste, cum se cheamă aia, ștachetă. Dacă nu și vii cu... E mulți care și-au mai tras și o cinzeacă înainte de a intra în direct. N-are sens. Bună seara, sunteți în direct. Alo? Da, domnul Barbu. Bună seara. Să trăiți, domnul Barbu. Vă ascult. Opriți sonorul. Suntem doi pe fir. Opriți sonorul televizorului acum. Luați telecomanda și opriți sonorul. L-ați oprit? Ați oprit sonorul televizorului? Bun, nu e în regulă. Stella, ești în direct. Cu bărbații e mai greu. Stella, cu tine să încercăm. Alo? Stella? Da. Bună seara. Vrei să vorbim sau ai sunat doar ca să... Da. Ești în direct. Nu. Domnul Barbu, să trăiți. Și dumneavoastră. Aoleu, nu s-aude deloc. Stella, bună seara, ești în direct. Ce n-auzi? Mamă, frate. Bine, îmi cer scuze. Telefoanele, acestea sunt. Telespectatorii uneori, acestea sunt. E foarte greu să te înțelegi cu românii, deși din regie li se spune, nu li se cere decât numele și de unde sunați. Stella din Dolhasca, din București, din Ploiești, din Iași. Avem probleme de înțelegere până când vom găsi pe cineva cu care chiar să putem vorbi. Mai așteptăm, vă mai țin eu de vorbă, vă mai spun așa. Dragnea acum a stabilit împreună cu cei din jurul lui că miercuri va avea loc o mare ședință PSD în care se va tăia nodul gordian și se vor decide încotro merg. Repet, ca să-l dai jos pe Grindeanu înseamnă două lucruri. Înseamnă instabilitate gravă și înseamnă să te duci la Iohannis cu mandat de premier altul decât Grindeanu. Vă dați seama ce horă ar putea să înceapă. Dar să vedem părerea oamenilor. La Craiova, bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnule Barbu. Bună seara. Alo? Da. Bună seara, domnule Barbu, vă mulțumesc pe ce mă numesc. Foarte greu vă găsesc la telefon. Vă ascult cu drag. Sună foarte multă lume. Da. Domnul Barbu, întâi trebuie să clarificăm niște lucruri vis-a-vis de ceea ce afirmați dumneavoastră pe banner, acolo pe burtieră. Nu este un război așa cum credeți sau cum ar dori PSD-ul să creadă că
ar putea fi, ci este un, o fumigenă lansată în spațiu public pentru a ascunde, de fapt, alte probleme mult mai grave. Și, de fapt, problema pe care ei doresc să o ascundă este legea salarizării unice, care toți specialiștii și din țară și din, de la Bruxelles au spus că vor duce țara, de fapt, într-un dezastru total pe un termen mediu, da? Și nu, de fapt, ei nu au sustenabilitate pentru susținerea acestei legi a salarizării unice, că are, de fapt, atenție, legea asta a salarizării unice ascunde ceva discret, pentru că ministrul finanțelor a și spus-o acum 3 zile, dar mass media nu a reflectat-o suficient de mult. Măririle astea de salariu la bugetar cu circa 30% de fapt vor fi la anul anulate prin taxele și prin impozitul acela global sau prin trecerea de la angajator la angajat. Așa, exact. Acolo se problema pierde... rămâne a noastră a privaților, pentru că nu ni se mărește salariul cu 30%. Pentru ca, de fapt, creșterea să devină un efect zero, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să analizați cu atenție că acest guvern, după ordonanța 13, că asta a fost prioritatea lor în ianuarie, dar a căzut extraordinar de mult în sondaje și ei vor să repare acum această cădere prin artificii de genul acesta. Să schimbăm premierul sau mai schimbăm ceva ca să se bucure românul că se întâmplă ceva. Nu, da. De fapt asta este un joc. Îmi place analiza ta pentru că este mai mult decât pertinentă și foarte bine documentată, numai că acum vin și te întreb dacă tot am ridicat nivelul discuției foarte sus. Cum se va proceda? Pentru că a declarat Grindeanu, și sper că e sănătos la cap, că nu-și va da demisia, că nu are motiv. Dacă el nu-și dă demisia, nu poate pica acest guvern decât prin moțiune de cenzură. Așa prevede Constituția Republicii. Tu vezi în stare alianța PSD-ALDE să-și dea jos în Parlament prin vot propriul guvern? Să nu uităm istoricul acestui partid, da? Ei l-au dat jos și pe președintele Senatului în trecut, da? După aia războiul ăsta fraticid a făcut ca și Ponta să pice în 2015, deși sunt ultimul avocat al PSD-ului și chiar mă bucură prin ceea ce văd acum. Însă, un ochi mă bucură, cu un ochi mă întristează, că de fapt este iarăși, cum vă spuneam, o fumigenă pentru a ascunde, de fapt, dezbaterile reale care ne afectează cu toți. Este vorba de impozitul pe gospodărie, este o altă problemă pe care guvernul actual încearcă să găsească bani pentru gaura aia de 73 de miliarde de lei. Și vreau să vă mai spun o chestie în premieră, care, vă rog, ca jurnalist o analizați. Deja instituții ale statului, agenții și așa mai departe, da, li s-a confiscat sau începe să li se confiște conturile din bancă și să treacă din băncile comerciale și să treacă în conturile din trezorerie, din buget. De ce? Pentru că guvernul ăsta nu are bani cu care să plătească măririle de salarii care le-au anunțat. Stați un pic, că e o afirmație foarte dură și vreau să vă întreb, aveți informații sau e o bănuială? Nu, am afirmații, nu pot să vă dau sursa mea. Nu v-am cerut sursa. Da? Și deja s-au făcut ședințe în instituții ale statului care au spus, doamne, nu mai avem bani în conturi, ce facem? Cum ne asigurăm dezvoltarea noastră? Că sunt instituții ale statului care, pe baza banilor în conturile lor, își stabilesc și ei o prognoză în ceea ce privește dezvoltarea ca să aibă și obiect de activitate. Păi e legal, iertați-mă că nu mă pricep. Sumele au fost confiscate, da? Este legal ce spuneți dumneavoastră să treci conturile în trezorerie fără acordul... Deci, domnul Barbu, înțelegeți ce vreau să vă spun? Situația e așa de gravă pentru această lege a salarizării unice, pentru că ei nu au bani de unde să susțină, că ăsta este bugetul, da? Care e construit
și ei vin cu fumigene de genul mai schimbăm un ministru 2-3, e chestia aia, cum se spune la români, schimbarea șefilor, bucuria nebunilor, bucuria nebunilor, da? Pe care pentru pe mine cel puțin și pe a mulți alții nu ne convinge și încercăm să trecem peste fumigenele PSD-ului, care nu știu ce se va întâmpla la anul, că la anul va fi o situație în care ne vom plânge de milă, da? Pentru măsurile astea luate în dorința chipurile de a încerca să-și respecte așa zisul plan de... Da, foarte interesant. De guvernare, da? Foarte interesant. Vă mulțumesc mult pentru această analiză. De-aia am și lăsat telefonul să meargă un pic mai mult în legătură cu acest cetățean, pentru că făcea o analiză extrem de pertinentă. Mergem la Constanța. Salut, Ștefane, ești în direct. Bună seara, domnul Barbu. Bună seara. Domnul Barbu, este problemă mare, domne, că i-am ales pe ăștia de 26-27 de ani și nu face nimic. Trebuie să punem bâta pe ei. De ce vorbiți așa? Vă rog frumos. Cum să punem bâta? Metaforic. Nu vă bine, spuneți. Păi, cum să punem bâta pe ei? Că ne arestează CNA-ul, doamne iartă-mă. E o metaforă. Stați un pic, stați, că nu așa. Păi să-i forțăm, domne, că ne-a săturat. Spuneți, nu știu, stau și mă uit în țărișoara asta, că în loc să ne cântim, ne rupem, domne. Domnule, dumneata, iartă-mă că te uiți la emisiunea asta. Dumneata, l-ai ascultat pe românul dinainte care spunea că de fapt ținta e că n-au bani pentru salarii? Bani? Păi, domn Barbu, de unde bani, domnule, dacă nu muncim? Numai din taxe și impozite nu se poate, că s-a distrus. Aici sunt cam de acord cu tine la asta cu de unde bani, că nu prea muncim. Sunt cam de acord cu tine. Spuneți dumneavoastră de unde, domnule, a lucrat în șantier naval. Așa, până că am ieșit la pensie acum 2 ani. Nu se muncește, domn Barbu, că tot spunea acum 4-5 ani, domnule, suntem puturoși, adevărul ăsta e. Dar unde să muncim? Că de-aia plecăm în alte țări, că aici ne-a distrus ăștia, indiferent care. Spune-mi și mie, dintre cele 3 frumoase doamne, dintre cele 3 domnițe pe care PSD-ul ne le aruncă, virgulă, ca viitor posibil premier, care crezi tu, iată-le, le ai pe ecran, care crezi tu că va fi înlocuitoarea lui Grindeanu? Domnul Barbu, asta, hai să vă zic eu, lucru și închid telefonul. Aici am impresia că mai avem 2-3 ani până la prezidențiale și a început să facă valuri. Ați înțeles, nu? Am înțeles. Bine, mersi mult de tot la Constanța. Gabriela, ești în direct. Da, eu nu sunt din Constanța, sunt din București, cu mine vorbiți? Nu, am spus Gabriela, ești în direct, mi-am luat la revedere de la distinsul telespectator din Constanța. Ia zi, Gabi, dintre cele 3 frumoase de femei, tu fiind femeie, care ți-ai dori o premieră al României? Nu știu, că vă spun, vreți să vă spun un secret, nu sunt nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, nici cu nimeni. Nu te-a convins niciun partid? Nu. De ce? Ce vreau să vă spun, care cred că știți și dumneavoastră, nimeni nu e de neînlocuit, apropo de... Tata spunea Dumnezeu să-l ierte că sunt cimitirele pline de oameni de nelocuit. Nu, vreau în politică. Așa. Asta ca să nu ne mai frământăm noi prea mult acum că se locuiesc guvern. Nu cred în instabilitate, nu cred. Nu mai cred în nimic. Părerea mea, știți care este? Că totuși trebuie să dăm o șansă cuiva odată și odată, înțelegeți? Nu. Părerea mea este că totuși Gabriela Firea nu cunosc prea bine decât ca jurnalistă și tot de pe la media, este o jurnalistă bună și, cum să vă spun eu, cu mare experiență. Cred eu că știe ce spune. Părerea mea, probabil unde sunt femeie, este că tot o doamnă mi-aș dori și eu. Care din cele 3 n-am de unde să știu, că nu mă pricep. Da, deci, așa, acum te-am înțeles. Acum am început să înțeleg discursul tău telefonic. Fiind femeie, vă spun. Adică nu ești cu PSD-ul, nu ești cu liberalii, nu ești cu Nicușor Dan, sau mă rog, cum îl cheamă pe ăla, care când Nicușor Dan s-a dus de suflet, nu mai e la... Și încă o rugăminte la dumneavoastră. Nu, dar tu ești cu Gabriela Firea. Întrebare. Da. Gabriela Firea doar ca ziaristă sau ai așa un feeling că ea o să fie următorul? Ca altfel nu cunosc. Nu-mi dau seama ca un politic. Dar de guvernul Grindeanu și de Grindeanu îți place? Adică merită să rămână în continuare? Ce au făcut ca guvern? Sinceră să fiu, dar numai așa ca o umoare, vă spun. Nu-mi place. De ce?
Nu știu. Dar ce a făcut guvernul ăsta ca să rămână sau ce a făcut ca să pice? Păi n-a făcut nimeni nimic, dar nici dacă va veni altul, puteți să mă întrebați și atunci dacă mă mai primiți și vă spun atunci. Dar știți de ce? Pentru că eu am observat un lucru, când ceva se strică sau când cineva vrea să schimbe ceva, ei au avut de la început un program. Probabil că ceva acolo între ei știu, dar nu vor să ne spună. Nu mă interesează. Păi chiar să știi, fată dragă, scopul emisiunii ăsta, taman, acesta este ca noi, ăștia care nu avem acces la informațiile lor, da, să ne dăm cum. Dar să știi că părerea ta și părerea celor ca tine contează și pentru mine și pentru alții mai mult decât crezi tu. Părerea ca mine e părerea unui om, cum să zic, avizat și cu scaunul la cap. Și nu mai permiteți, nu e prima oară când se fac dezacorduri. Chiar așa la noi ca nimeni, oameni băuți și tot felul de dezacorduri și așa să vorbească în derâdere. Să știți că românii nu sunt puturoși, dumneavoastră știți. Da? Și nu sunt nici, nu știu cum spuneam eu știu ce să zic, spectator. Eu știu ce să zic. Nu, domnul. Păi, fată dragă, eu știu ce. Nu tocmai dumneavoastră așa. Du-te tu acum. Adică eu am o foarte bună și despre dumneavoastră tot ca jurnalist. Că am ca un politic iarăși nu prea v-am cunoscut. Că, nu-i problemă. Nu contează. Contează așa. Dacă acum te duci să cauți în România 10 oameni să-i duci să te ajute la vie sau să te ajute la livadă și să le dai un milion pe zi țigări, păi și mâncare... Bai, nu, eu cred că pe un milion pe zi s-ar duce. Nu se duce, că... vai, nu se duce, crede-mă. Nu, poate se duce. Nu? Poate greșesc, dar vă întreb altceva. De ce românii noștri când se duc afară fac pentru că acolo, regulile jocului sunt corecte, stricte, păi, salariile exact, sunt bune... Păi vede. Da. Știi cum e? E conform proverbul ăla că sluga este învățată hoață de stăpân sau invers, stăpânul se învață sluga hoață. Dar cine conduce teatru de operă din Viena, da? Deși în artă și în balet și peste tot, cum apare, dom'le, cât un românaș? Da. Arhitectul șef de nu știu unde. De nu e chiar, de nu suntem chiar lipsiți de valoare. Bine, cade guvernul Grindeanu după părerea ta? N-am de unde să știu. Eu cred că o să cadă. Dar ce nu-mi place mie, că vă spun sincer, PSD-ul nu-mi place, PNL-ul nu-mi place. Dumneavoastră vă place PNL-ul? Vă place PSD-ul? Vă place USR-ul? Nu mai-mi place nimic, dar cineva tot trebuie să fie. Dar ce vă spun eu, un singur lucru, este că acest om care zice că, care se zice că îl va înlocui, că deocamdată nu știu, a câștigat niște alegeri. Eu n-am fost la alegeri, vă spun sincer. Cine, Dragnea? Da, eu știu de când am fost la alegeri, din 90. Grav. Nu am mai fost la alegeri. Punct. Pare a fi o femeie deșteaptă și mi se pare foarte grav că nu te-ai dus să votezi. Pentru că nu, dacă lași... e dreptul meu democratic. Deocamdată nu ne-am da, e dreptul tău democratic, numai că în numele tău la București au decis alții. Asta este. Da? Asta este. Bine, mergem la Constanța. Bună seara, sunteți în direct. Să treci, domnul Barbu. Hai să treci, Mariane. Domnul Barbu, după mine așa, om la 60 de ani, știți cine e de vină la tot PSD-ul ăsta care se întâmplă? Domnul Tăricianu, domnule. El învârtește totul. El învârtește tot în țara asta, domnule. Când cu Băsescu, când cu Dragnea, când cu... El se mișcă de colo-colo, el zăpăcește toată țara asta, domnule. Domnule, ăsta trebuie exclus, domnule. E exclus din parlamentul ăsta. Mai e și președinte de senat. Dintre... se poate, domnule, își bate joc de noi, de românași ăștia, domnule. Mariane, își bate joc de noi, domnule. Dintre doamnele acestea, dintre aceste trei doamne, pe da, care ți-ai dori eu prim-ministru în locul lui Grindeanu? Niciuna, domnul Bărbu. De ce? Păi sunt manevrate de Dragnea și de Tăricianu, domnule. Îți la mâna lor, domnule. Îți la mâna la aceștia doi, domnule. Îți bate joc de țara asta, domnule Bărbu. După tine, Mariane... Eu vă cunosc de mult pe dumneavoastră, domnule. De la OTV și mi-a plăcut emisiunile care le face. Mersi mult. După tine, Mariane, după tine, guvernul în exercițiu, guvernul Grindeanu, a făcut ceva să merite să rămână la Palatul Victoria? Cum ne-a meritat băiatul ăsta, domnule? Dar e manevrat. Dar ce a făcut băiatul ăsta de merită? Ia zi-mi. Păi ce putea să facă, domnule? Nu ce putea, ce a făcut, zi-mi ceva, ce a făcut băiatul ăsta simpatic de la Timișoara ca să rămână premier. După părerea ta, ia zi, a făcut, după zi. După mine, parcă e mai cinstit ca ăștia doi. A? După mine, e mai cinstit ca Dragnea și ca Tăricianu. Păi stai mai puțin că premierul României nu e un concurs nici de frumusețe, nici de cinste. Nu e? Adică nu punem premier, Mariana, pe la care e cel mai cinstit. Nu. Eu n-am zis că e frumos, am zis că e cinstit. Dar n-are cum să întoarcă, domnule, de ăștia doi, domnule. Ești PSD-ist? Nu sunt PSD-ist, n-am fost niciodată. Ești liberal? Am intrat odată la domnul Dan Diaconescu. Atât. Ai și post? Dacă am văzut ce s-a întâmplat cu el, că l-a băgat... Am înțeles. Am înțeles. Bine. Bine, Marian. Da, ai vrut să mai spui ceva, zi.
Da, asta am vrut să zic, te hoțești. Bine, mă sperie, mersi frumos, o să mergem imediat la următorul telespectator. Pe mine mă sperie faptul că niciunul nu vrea să-și aleagă din trei chiar femei frumoase, uitați-vă la ele, și Carmen Dan, și Lia Olguța, și Gabriela, femei frumoase ele, da, de altfel. Și pe blond, și pe roșcat, și mai în vârstă, și mai tânără. Mie mi se pare bizar, plus că, repet, dacă doamna Dan are o problemă, are o mare problemă doamna Dan, doamna Dan are problema că, citeam și eu în presă, răutăcioși ăștia de ziariști, că ar avea studiile făcute târziu, că ar avea doar liceul la bază și facultatea făcută aiurea, că n-are niciun fel de experiență, că a fost secretară pe undeva, pe la o primărie, că e omul de casă al lui Dragnea, răutăcioșenii. În schimb, Gabriela Vrânceanu Firea, cu certitudine, a fost un ziarist foarte, foarte bun, foarte mulți ani. Chiar am fost colegi de redacție la TVR în vremurile de demult. Iar ca senator, fără doar și poate, și-a făcut treaba bine. Iar doamna Lia Olguța Vasilescu, nici mai mult, nici mai puțin, primarul cetății Băniei. Adică oraș mare, oraș cu tradiție, oraș inima Olteniei. Păi, Oltenia n-ar fi votat-o pe Lia Olguța Vasilescu să o pună primar, decât dacă și anume merita. Deci, măcar dintre ei, dar eu cred totuși că doamna Carmen Dan are cel mai mare. Dacă vreți părerea mea, fără să influențez votul acesta nereprezentativ, eșantionul ăsta nereprezentativ al telespectatorilor, B1, după părerea mea, Carmen Dan are cea mai mare șansă de a fi premier în cazul în care Grindeanu va fi, nu știu cum, dat jos. Ileana, să rămână, ești în direct. Bună seara. În primul rând vă mulțumesc pentru emisiuni și pentru faptul că sunteți un român cu râ mare. Bun. Și acum în ce-l privește pe domnul Grindeanu. Da. N-am avut o părere grozavă de la început, ca să fiu sinceră. Dar faptul că are curajul să-l refuze și să opună acestui președinte de PSD, care nu merită nicio considerație, eu îl admir. Măi, Ileana, dar dacă ei joacă ca în filme polițistul bun și polițistul rău, ei fiind aranjați. Dacă da, sunt... așa susținea la un moment dat soțul meu. Dar eu cred totuși că dânsul nu joacă... Soțul tău e pe lângă tine, pe acolo? Da, soțul meu este pe lângă mine. Ia dă-mi un pic pe soțul tău la telefon. Dă-mi un pic. Nu o secundă. Dă-mi un pic pe soțul tău. Din cele trei, numai o secundă. Din cele trei persoane, așa, singura care... mi-a lăsat o impresie bună ca ziarist a fost doamna Vrânceanu. Doamna Gabriela Firea Vrânceanu, foarte tare. Dă-mi-l pe soțul tău, că vreau să-l întreb pe soțul tău ceva. Avea un orizont. Dar din clipa în care, dar vă rog să nu vă supărați, că sunt sinceră, din clipa în care s-a unit și s-a căsătorit cu acel Pandele, nu vreau să spun ce știu și ce nu știu. Nu, vreau să te opresc, iartă-mă. Nu, hai să nu ducem... Este dirijat. Hai să nu intrăm în casa omului, hai să nu intrăm cu bocanci și murdari în casa omului. Te rog, s-a căsătorit cu cine a vrut, ia, să-i dea Dumnezeu sănătate. Nu de casa omului, mă Da, nu are sens. Eu nu sunt de acord, niciodată n-am fost de acord ca ziarist să intri în casa omului. Doar pentru că e un politic să-i vezi de ce s-a căsătorit. Poate nu m-am exprimat cum trebuie. Da. Celelalte două persoane... Bine, trebuie să iau publicitate. Mi-l dai pe soț sau nu? Da, numai o secundă. Bagă. Da, bună seara. Bună seara. Sunteți singurul telespectator de 3 luni de zile care intrați în emisiunea mea fără să mă sunați. De ce? Pentru că a sunat soția. Cum te cheamă? Stan Gheorghe mă numesc. Mai tare un pic, mai cu inimă. Stan Gheorghe. George, fii atent întrebare, pentru că mie mi se pare înțelept ce ai zis. Eu cred că e posibil ca Grindeanu și Dragnea să fie, cum se spune în popor, pe mână, pe blat, să joace rolul polițistul bun, polițistul rău și să ne prostească ei, de fapt, fiind într-o bună înțelegere. Nu cred. Așa am crezut la început, dar acum nu cred. Dar ce te-a sucit? Poftit? Ce te-a întors, dar nu mai crezi? Situația care am văzut-o până în prezent. Am văzut cum se comportă Grindeanu. Ultima întrebare, George. 2 telespectatori, dintre care unul foarte bine pregătit, au spus acum câteva minute în emisiunea asta că e posibil ca din cauza legii salarizării și a lipsei de bani să fie prosteala asta cu demiterea guvernului. Da, bineînțeles, așa este. Și tu zici la fel? Da. Foarte tare. Bine, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, acesta este dialogul național necenzurat și absolut necenzurat.